ziua, bună ziua! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici, alături de voi și alături de Monica, care am cunoscut, recunosc, nu de foarte mult timp, dar a fost o conexiune din momentul în care ne-am cunoscut, a fost o conexiune cosmică, aș spune, o conexiune dincolo de tot ce înseamnă partea fizică, cu care de multe ori ne identificăm. Sunt foarte multe lucruri care nu vedem, cum ar fi energia, dar ea există. Și în mod special energia feminină cosmică. Iar Monica, în momentul când am văzut-o, este un șakti adevărată, o întruchipare a acestei energii și i-am spus de la început că este cu admir foarte mult. Sunt atât de onorată să fiu astăzi alături de tine, Monica, pentru lansarea cărții Grădina cu poveste de lac. O carte inspirațională, aș spune, o carte care este necesară în ziua de astăzi, pentru că cu toții trebuie să ne amintim și să ne reconectăm cu copilul nostru din interior. De foarte multe ori avem anumite emoții care nu sunt ale noastre, cum ar fi frica, îndoiele de sine, corect, teama. Iar astea, aceste sentimente nu ne aparțin, iar această carte este atât de frumos scrisă și povestită prin personajele care le-a adus în viață. Am rămas așa foarte emoționată și am dat-o și fetiței mele, Stefanie, care este aici și aici alături de noi. Și efectiv am regăsit și am zis, dacă eu eram copil și aveam o astfel de carte, cred că m-ar fi ajutat foarte mult să înțeleg anumite sentimente cu care mă confrunt. Și despre asta este vorba, să ajungem să înțelegem anumite aspecte din interiorul nostru, gândurile noastre, fricile noastre, dar practic să nu le lăsăm pe acele frici să ne conducă pe noi, practic să le transmutăm și să le transformăm în putere. Sunt trei povești extraordinare și una dintre poveștile cu care m-am regăsit foarte mult este una care are legătură cu a identifica unicitatea noastră. Ce ne face pe noi să fim noi unici? Pentru că fiecare dintre noi avem o sclipire divină. Pentru asta ne-am întrupat în această viață, să trăim și să înțelegem cine suntem cu adevărat și să înțelegem că fiecare dintre noi avem ceva unic care putem să-l transmitem mai departe, să inspirăm și să lăsăm această îndoială sau teamă sau frică să nu ne devină mai puternică decât noi, ci partea pozitivă. Și prin aceste povești și personajele și toate ilustrațiile atât de frumos făcute, te felicit, Monica, și sunt realmente onorată și abia aștept să mai văd și mai multe cărți și vreau să ajung această carte la cât mai mulți copii să o citească, să înțeleagă. Și mi-a plăcut foarte mult că la fiecare poveste, la finalul fiecarei povești, există niște întrebări și vreau